guvernăm la mea casă, Tara. Pare bine. Și mie. Ce faci tu, Marian? Foarte bine, mulțumesc. Da? Foarte bine. E la pe băieți? Păi nu, că n-am nimic cu băieții. Mm-hmm, ce-am avut de împărțit, am avut cu Dănuț. Cu voi n-am absolut nimic. Păi tine, te-am văzut foarte zâmbitor pe material și spuneai, la întâlnirea cu Alba ca Zăpadă o să vorbesc mai mult. Da? Da. M-am răzgândit. Nu o să mai vorbești? Nu mai vorbesc. Este un băiat de treabă, are niște ochi extraordinari. Fizic nu știu cu ce să spun, că nu m-a atras așa să zic. Păi uite, te las să vorbesc despre ce vrei tu, uite, despre tine și păi, relația ta treabă, mă, cu Cristian. O relație foarte frumoasă, ne iubim. Crezi în prietenii? Da. Cine este prietenul tău? Cristian. Cristian? Toți băieții, ne înțelegem. Nu, dar mă refer că cu el ai o relație un pic mai specială. Exact. Eu nu cred în prietenii în casă, am și spus. Ce așteptări de la băieții care o să vină? Am înțeles că nu-ți place niciun băiat din casă. Da, deja s-a spus asta. Da, nu-mi place de niciun băiat din casă, bineînțeles. De seama că am așteptări mari. Primul rând să ne înțelegem, să ne respectăm, să ne iubim la un moment dat. Că e aiurea că nu poți să te adaptezi să vorbești, da? Păi nu e aiurea dacă așa mă simt eu bine. Da, corect. În urmă cum crezi tu și cum te simți tu bine. Dar dai seama că afară nu o să fie aceleași lucruri. E pentru siguranța familiei și pentru binele meu. Nu vorbești cu nimeni. Ba da, am să vorbesc, dar nu... Doar cu băieți. Doar cu băieți, da. Dar bine că voi deja aveți în competiție, aveți pe Ionela care și ei la fel ca mine. Bine, genul meu. Dar oricum trebuie să vorbești ce este de vorbit. Păi, eu cred că am vorbit ce am avut de spus. Nu cred că am vorbit aiurea sau nu cred că am jignit pe cineva. La nervi, când o să am nervi, dacă o să am nervi, o să zic de acea persoană care mă enervează. N-are rost să zic că, Doamne, mă cer cu cineva din competiție, dau un exemplu, și să-mi vărs nervii pe tine sau pe Cristiana. Doamne, ferește! Doamne, ce ferește. Treabă aveți voi? Păi, da, lasă că n-aveți voi nicio treabă, deci să-mi vărs nervii pe voi. Se vede că o iubește pe Cristiana, că ține foarte mult la ea. Cred că s-ar fi potrivit cu Teodor. Este o asemănare foarte mare între Ionela și Alba ca Zăpadă. E puțin mai tare așa de caracter, ea nu știu dacă s-ar potrivi cu Nicolae. Vrei să rămâi până la finalul competiției, nu? Absolut. Te căsătorești în marea finală. Dacă vrea Cristiana și cu siguranță va vrea, ne căsătorim. Bravo. Păi bine, hai să ciocnim un pahar în cinstea relației voastre și să sperăm că, na, vrei succes. Mulțumesc. Și, ce să zic, să vă dea Dumnezeu tot ce vă doriți. Și ție să dăm un sit din casă dacă îți dorești. Of, îmi doresc foarte mult, sper să intru. La revedere. Pa, pa. O zi bună. Pa, pa. Băi, frate, nu știu ce ați vorbit voi cu ea, dar cu mine s-a comportat foarte bine. Ha? Nicolae, ai grijă, frate, că merită să încerci cu ea. Ea e mai vulcanică, tu mai călmuț, așa? Vă completați. Același temperament ca și Ionela. Teo, ai grijă, frate. Da, e diferență mare, nu se pune problemă.